La invitația europarlamentarului Victor Negrescu, reprezentanții primăriei Târgu Jiu au fost într-o delegație la Bruxelles. Cu această ocazie s-au purtat discuții cu diferiți specialiști și reprezentanții ai unor ONG-uri, dar și cu europarlamentari din Bruxelles, referitoare la patrimoniul cultural european. În cadrul acestui eveniment a fost prezentat ansamblul monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu și de asemenea a fost amintită valoarea artistică a marelui sculptor gorjan Constantin Brâncuș, atât la nivelul județului Gorj cât și al României. Vizita s-a desfășurat pe parcursul a două zile.